Dar și mâine, mi-ați făcut un mare bine. M-ați păstrat mai tânăr cu două zile, adică nu a trecut timpul prin mine. Iar acum, la fel, cu râsul. Un om trebuie să râdă pentru a întări sistemul imunitar măcar între 15 și 100 de ori pe zi. Eu sunt un om care am ajuns de râsul. Specificul creațiilor mele este umor. Dar întâi să vedem cine sunt. Când m-am și uitat de atâtea emoții, domnul președinte. Le găsiți și în această carte și am să vă spun și alte glume. Autoportret. Mititel. Sunt de statură. Și zic, fac literatură. Dar colegii îmi dau măsură operei după statură. Absolvent a Facultății de Filozofie din Iași. Seamăn cu Aristotel, chiar la barbă sunt la fel și la cunoștințe vaste dinaintea erei noastre. Barbă, nu numai mustață. Mulți prieteni nu în cap de bărbuța mea o port, ca ei să știe că atât am la cap. Și pentru că se cam duc și anii, constatarea unui om în vârstă. La domnițele cătării, cu sâni cu mecoaja nucii, până mai ieri făceam mătănii. Astăzi, numai semnul crucii. Unui epigramist intrat în concediu premortal, cum sunt eu pensionarul, îi citesc cartea și fața, văd privirile ca gheața și conchid aproape partea să vadă eternitatea. Și acum am să vă citesc doamna secretară de la filiala Iași, îndrăgostită de niște teme de dragoste. Îndrăgostită de teme de dragoste. Ei, n-am să o citesc cea a soldatului, ci am să o citesc cea a matematicianului. Cum ar declara o scrisoare de dragoste un matematician iubitei sale? Logaritmul inimii mele, făptura ta paralelepipedică mi-a căzut secantă la inimă de la prima noastră întâlnire, când privirile noastre s-au intersectat, în timp ce tu mi-ai tras o perpendiculară pe calota obrazului drept, extrăgându-mi rădăcina ce mă chinuia de atâta vreme. Ah, Veto! Ce corp geometric ai! Picioarele tale ca două axe rectangulare sunt unite în punctul O, de origine. Ipotenuza vieții mele, vino să te cuprind între catete. Abia aștept să vin acasă, să rezolv ecuația iubirii noastre și dacă îl aflu pe X, i-arăt eu lui. Deoarece leafa mea crește în progresie aritmetică, iar dragostea noastră în progresie geometrică, mi-e teamă să nu folosesc metoda reducerii și să devii divizibilă prin doi. Al tău, Alexandru, diagramă. Și una. Și gata. Am zis să fiu scurt după înălțime, dar nevasta mi-a făcut semn că îți amintești, erai tânăr, erai înalt. De asta m-am îndrăgostit de tine. Probabil am intrat la apă după ploile astea din primăvară. Cum se manifestă la băutură unii oameni? Un fel de parodie după Seneca. Și că zeul Bacus, mergând singur și găsind o viță mică, a luat-o și a pus-o ca să crească într-un os de rândunică. Dar și aici vița noastră a început să
tot creștea, creștea mereu. A luat-o și a pus-o ca să crească în țeasta unui os voic de leu. Dar și aici vița noastră a început să crească, iar a luat-o și a pus-o ca să crească în țeasta unui decedat măgar. Și de atunci, toți ce beau vinul cu paharul sau ulcică, unii veseli simt că zboară ca ușoara rândunică, alții simt în ei puteri de leu și cei mai mulți, din cât se pare, ca măgarii, rag mereu.